Unde ești? În sectorul 6. Într-o cameră. Da. Da. Nu, n-ai plecat la țară. N-ai plecat la țară. N-ai plecat la tine la țară. Nu, n-am plecat. Aș fi vrut, mă tot uit în fiecare zi, că am niște camere de supraveghere, nu împotriva hoților, și să văd și eu când înflorește cireșul, am plăcut cireșul, au căzut cireșul pe țară, și acum se pare că încep să cresc. N-am plecat la țară pentru că am adus-o pe mama în București, aici, și ea stă la mine, în apartamentul meu, acolo, sigilată, sigură, și eu stau la o doamnă. La o doamnă. La o doamnă. Bravo. 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 Am o problemă tehnică. Nu te auzi foarte bine. Cred că... Și tu când începi să vorbești, ai o întârziere dintre aia, cum ziceam. Acum te auzi. Lui. Probabil că atunci când gesticulezi și e interesant că atunci când ești în gesticulare, în acțiune, te pierd. O luăm de la capăt. Nu o luăm de la capăt. Am înțeles, ești la o doamnă, e foarte bine. Și ce zice doamna când se lovește de tine în fiecare zi? Păi zice așa, vezi că uite, iarna ai smuls destule păpădii, du-te afară, smulge păpădiile, că o să ne năpădească păpădiile. Mă rog, mai îmi dă ordonanțe din când în când. Da. După aia ne batem pe ordonanță cine merge să cumpere mai nimic, cine plimbă cățelul și dintre astea. Să o luăm pe rând. Cum arată țara ta? Zici că o vezi pe camere. Cum arată la țară acolo? Păi am patru viziuni acolo. Una este în curte. Dintr-o parte. Alta e tot în curte din cealaltă parte. Una în spate, ceea ce nu e pe nimeni, și una este înspre dealuri, înspre vii, înspre acolo, în depărtare. Arată minunat. Mă uit și ziua și noaptea. Noaptea se văd numai niște luminițe pe acolo, în depărtare. Și am așa un fel de nostalgie. Aș vrea să merg acolo, sigur că da. La cules? Te gândești la cules? Anul ăsta? Nu. Nu, nicio șansă, pentru că am pus, dacă vorbești de vie... Da, de vie. Via am... Adică au pus-o aia care se pricep și care... Firma de plantat au pus-o anul trecut, în primăvară. În toamnă au pus sistemul de susținere. Și acum aștept, poate îmi dă apia banii să plătesc sistemul de susținere. Nu o să plătesc din propriile buzunare, conturi. Nu e rău. Am banii aia. Din fericire. Bun, dar de ce ți-ai pus vie? Cu ce gând, cu ce sentiment? De ce vie? De ce vin? Ce te leagă? Păi mă leagă copilăria. Eu am copilărit în satul ăla. Mădenat se numește. Nu știu dacă nu o să mai povestesc de asta, dar îți mai spun încă o dată. Îmi place de ce ori îmi spui. Da. Și în satul ăla Mădenat, unde am copilărit, este un soi de vin care se numește mustoasă de Mădenat și care a început să dispară ușor-ușor, replantându-se cu temir ce altceva. Și atunci, acum vreo 15 ani, am încercat eu să adun neamurile, să punem vie de la viuță, bucată de vie, să facem o vie mare, să încercăm să punem din nou mustoasa de mărat. N-am avut succes, așa că m-am luat-o pe cont propriu și după 12 ani am găsit o vie de vânzare, am cumpărat-o, am făcut proiectul european și am replantat-o anul trecut. De vreo 3 ani mă tot strădui cu asta, a fost greu de curățat terenul, că era o vie de care a fost năpădită de salcâmi și alți copaci. Ei, moșul și strămoșul meu au fost pivnicieri, nu erau oameni bogați. Și acolo erau multe vii care aveau fiecare câte o casă, colnă se numește în limbajul local, și proprietarii veneau
poate nu toți. Veneau în timpul verii până toamnă, stăteau acolo, se strângea vinul, se strângeau struguri, se făcea și aveau pivnicieri care stăteau tot timpul, angajați. E, moșul și strămoșul meu au fost, printre altele, și asta, în afară de agricultori și ce mai făceau ei. Iar probabil că asta m-a atras. Eu știu. E un fel de moștenire de familie. Și de unde ai luat mustoasa asta? Mai era pe acolo, ai găsit în... Se găsește și în zonă, se găsește și în Austria, și în Italia. Sunt multe... Am înțeles. Mai multe surse. Din Italia e cea mai păcătoasă, se pare, are cele mai multe boli. Nu toate, evident, dar în majoritatea aveau boli. Așa că e bine să o eviți. Să ne întoarcem în București, în sectorul tău. Și să te întreb ce faci toată ziua. Cum îți petreci acest timp nelimitat, această bucată infinită de timp într-un spațiu atât de mic? Nu-i spațiu mic. Eu, în principiu, sunt un om leneș, așa că o mare nenorocire nu mi s-a întâmplat. Sigur că a fost greu primele 3-4 zile până m-am obișnuit cu gândul. Totul pornește din căpățână, din creier de acolo. Am avut și eu un fel de... Dormeam, habar n-am, nu știu. Probabil că am avut o reacție de care nici nu-mi dau seama. După care am obișnuit cu ideea asta și am un fel de program așa. Gimnastică mai, din păcate, cam puțină. Am citit, am văzut filme, ca mai multe lume care au cărți și televizoare în casă și laptoape. După aceea am început să avem niște repetiții la teatru, am făcut tot pe sistemul ăsta și am început o piesă nouă, o comedie. Am curățat grădina, este o grădină aici, o grădiniță. E o casă cu o mică curte și am avut grijă de copăcei și de ce mai era pe acolo. Am tăiat, am curățat, mai fac o zi, mai fac mâncare, industrie. Absolut nimic deosebit. N-am făcut nimic. N-ai făcut nimic. Nu te sperie că n-ai făcut nimic? Nu. Nu, eu cred că omul nu e făcut să facă multe lucruri. Omul e făcut să poate că nu chiar să fie leneș, dar măcar să fii mulțumit așa noi. Nu, munca nu e pentru om. Eu muncesc doar de plăcere cât se poate. Sigur că toată viața mea n-am muncit numai de plăcere, va din potrivă. Că asta e societatea în care trăim, dar eu prefer să... Era piesa aia, am jucat într-o piesă bulgărească în care se sfătuia Socrate cu ăla de-l ținea acolo, îl păzea paznic cu pușcării și discuția era despre ce e important, cel mai important lucru pentru om. Și au trecut, i-a desfințat banii, puterea, toate alea și la un moment dat a ajuns în final și a zis că cel mai important lucru este timpul liber. Și uite, acum am ajuns să am cel mai important lucru pentru om, timpul liber. Și care e lucrul meu? Cu telene, adevărat. Repet, nu e apăsător pentru tine? Pentru mine nu e apăsător. Am luat subiecte, am citit niște cărți, am avut două, trei subiecte pe care le-am mai aprofundat, așa. Am citit cărțile, m-am dus după aia pe net, erau foarte interesante că aveau și... Adică e bună conexiunea asta, știi? Mai afli, verifici, afli mai multe decât scrie în cartea aia. Nu, mie îmi convine. Ce gătești? Din când în când mai urc pe motocicletă și mă duc să o ajut pe mama. Adică îi duc de-ale bucătăriei și ce mai trebuie ei. Sau cum a fost ieri, a făcut o conjunctivită și m-am dus și am văzut, eu am făcut o poză, am trimis pozele doamnei doctor, doamna doctor mi-a spus ce trebuie să facă, ce are, m-am dus și am luat picăturile, a luat picăturile, azi e foarte bine. În bună regulă, încât face ciorba de miel și vopsește o parte din ouă cu frunze de ceapă, din păcate nu ceapă roșie, numai de aia. Așa că vor ieși un fel de maroniu. Da, așa au fost de când sunt mic. Maroniile alea și cu frunzele de mărară sau pătrunjel. Deci, sau forma. Deci mielul vine de la mamă, înțeleg.
Nu, mielul l-am cumpărat eu de la un prieten, are o fermă pe undeva. L-am împărțit în două. O parte am păstrat-o și am făcut aseară friptura de miel în noul cuptor electric pe care l-a cumpărat fiul pentru maică-sa de Crăciun și care a funcționat foarte bine aseară. Iar partea elaltă pentru ciorbă am dus-o mamei care se va ocupa cu asta. Trebuie să aibă ceva de făcut, nu? Da, corect, corect. Da. Cât de aproape stai de mama ta? Conform Waze-ului, vreo 6 km. Nu Waze-ul, când ajungi la ea, te primește în casă? Stai deoparte? Inițial intram în casă, acum în ultimul timp am evitat să mai intru, pentru că noi suntem oameni care mai călătorim, mai mergem la... mai avem treabă. Și am zis să nu... Dar ieri, sigur că fiind povestea cu conjunctivita, trebuie să intru, să fac poze, să stau vreo jumătate de oră, mă duc la farmacie, m-am întors. Cum ți se pare această distanță? Distanța asta, cum ți se pare? Între tine și mamă. Pe mine nu mă deranjează, pe ea o deranjează. E o persoană mult mai activă decât mine. Acum își face planuri să pună gaze la țară. Adică să monteze o centrală termică acolo, în truna din casele alea. Și are scopuri în viață, ceea ce e bine. Eu mai leneș încoate zic. Pe mine nu mă deranjează. Eu nu sunt disperat. Deocamdată, cel puțin. Da. Sigur că eu sunt un om care umblu, îmi place să umblu, să bâșbui, să bântui, să plec prin lume, prin țară, dar acum oricum nu m-am apucat de multe zile. Motorul ăsta nu-l lași pe vremea asta. Păi tocmai mi-am cumpărat un noul motor acum, în octombrie, anul trecut. Da. Nu știam. Am hotărât să iau ultimul motor. Deja o să am în curând 60 de ani, în toamnă, și am zis că cât o să mai merg cu motorul, nu? Încă vreo 10-15 ani, așa că mai mult de 75 nu cred că o să. Da, și mi-am luat un motor care mi-a făcut plăcere. Nu am zis din chestii despre. Nu să merg prea cu el, așa că... Nu-l las în pace. De ce? Îmi place. Încerc să fac lucruri care să-mi facă plăcere. Na. Cât mai multe. Să vin atunci să te întreb la ce-ți face și mai mare plăcere să joci. Cum ți se pare această repetiție prin, iată, prin intermediul ecranelor? Mă, e o metodă fortuită și forțată, ca să zic așa, se folosesc ambele variante. Și are și a rostul ei, măcar ne putem vedea, putem repeta. Sigur că cea mai mare și importantă parte a comunicării asta, om lângă om, cu privirea periferică, cu toate alea, dispare. Partea de dinainte de a începe repetiția, trâncăneala. Ăsta, sistemul ăsta Zoom are, e foarte deștept, ca zic așa, că poate să fie el de deștept. Adică, nu, dacă suntem mai mulți, nu știu dacă ai făcut cu mai mulți conferință, atunci ai acolo sus toate figurile care stau și se holbează la cel care e mare și frumos aici. Și în momentul în care zici tu ceva, intri tu acolo mare și frumos, chiar și când tușești. Da. Așa că trebuie să ne dezobișnuim de puse, de tot felul de zgomote, ca să nu perturbăm. În sensul ăsta e mai prost, dar tot e ceva. Mă bucur de ce e, că altfel, la telefoane... Uite, aici e bine. Sunt curios regizorul ce vă spune. Intră și regizorul la repetiție, nu? Păi sigur, el e... Că zic așa, și el ce vă spune? Ce vă spune? Claudiu, mai modelează, mai modulează, mai... Bine, regizorul nostru, domnul Colceag, nu face chiar așa. În primul rând lucrăm textul, îl facem să fie inteligibil și
și clar și unde uneori când poate găsim variante mai bune decât traducerea dramaturgului respectiv, e un dramaturg englezoi, și discutăm situațiile în primul rând, că despre asta e vorba. Situația, răspunsul la ce se întâmplă acolo, de ce ai ajuns acolo, decât ceea ce se cheamă meseria asta de a face teatru. Situația în primul rând. Acțiune, reacțiune, reacție. Praguri, vorba lui. Cum ajungi. Adică exact ce e... Asta e meseria. Altfel o faci cu instincte, cu inspirații și nu mai știi cum să le faci. A doua oară. Da. A doua oară, așa e. Faptul că nu pipăi, că nu pipăi scena, că nu pui mâna pe pe cel căruia îi dai replica, cum simți? Cum nu simți? Mă, repetițiile astea sunt ceea ce se cheamă în prima fază repetiție la masă, știi? Ne întâlnim acolo, ne dăm... Repetiția rece, ca să spun așa. Nu. Prima, deci când începe repetițiile la un spectacol de teatru, atunci capeți un text, toată lumea se întâlnește la masă, luăm textul și începem să citim. Unii la prima vedere, alții nu. Alții au citit înainte. Și atunci și urmează partea asta de care îți vorbeam, în care aflăm ce sunt cuvinte pe care nu le înțelegi, nu, sau lucruri pe care nu le înțelegi, se dă explicația de acolo, vedem de ce suntem aici, cum am ajuns încotro, situația. Asta oricum era la masă, deci pentru asta e foarte bună aplicația asta. Uh-huh. După care o să partea cu urcatul pe scenă nu se poate face așa. După aia urmează partea cu publicul care merge în legătură cu televizorul ăsta. Uite, sunt acum tot felul de spectacole filmate, care ele, majoritatea nu au fost făcute pentru a fi date la televizor. Unele așa au fost făcute, au fost spectacole preluate de televiziune sau cumva și filmate în, după regulile cinematografiei sau televiziunii. Alea nu erau niște, se numesc spectacole, filmări martor. Ei se punea o cameră sau maximum două, destul de fixe și după aia se vedea spectacolul pentru a rămâne în memoria teatrului, dar mai ales pentru în cazul în care va fi înlocuit cineva, un personaj, atunci primești, te uiți la video ăla și vezi și înveți cât de cât. Știi? Sau pentru scenografie, dacă se reia după un timp, să fie un document cum era, unde era fereastra, unde e masa, știi? Sau alte motivații, dar nu pentru a fi date la televizor, să le vadă lume. De-aia spectacolele astea păcătuiesc prin a fi mult sub ceea ce era spectacolul de teatru, care are lucru esențial, contactul direct cu publicul, faptul că e viu, și ca la fotbal, e ceva viu. Sigur că la fotbal nu știe scorul de la început, decât în anumite cazuri și numai câțiva știu scorul care va fi la final. Dar aici poți să știi și finalul piesei. Știi că, până la urmă, Ofelia moare și Hamlet, mă rog, face ce are de făcut. Și te uiți în continuare cu atenție la altele, dacă nu... Adică poți ști finalul. Dar e totuși ceva viu. Se întâmplă ceva acolo. Nu neapărat accidente, ci cum e în seara aia, sau dimineața aia, sau după amiaza aia, când are loc spectacolul la viu. Ești leneș, ai spus. Cum te trezești totuși? Cu o cafea, cu un ceai, ce te zdruncina? Păi nu neapărat. Beau cafea, ceai, dar nu ca să mă trezesc. Și ca să încep ziua așa, cu un pahar cu apă și ce mai... Bea acolo o cafea, da. Nu, mă trezesc leneș fiind acum, pot să dorm chiar până mai târziu. Nu ascund că mă trezesc și pe la ora 9, 10, poate și după 10. E adevărat că poate stau până pe la 3, 4, 5 și mai citesc ceva sau văd cine știe ce. Ce citești? Am citit, am avut două lucruri pe care le-am citit, dar încă o dată spun. Știu, și când mă plecam să văd o țară, luam țara așa și vă dădeam ture, mă duceam cu mașina prin campinguri, stăteam într-un loc în altul, nu mă duceam să văd, de exemplu, Cehia, să văd Praga.
republică, aia nu e Cehia. Cehia înseamnă tot felul de cesche, Budeovițe, de mai știi, de tot felul de localități, mici, mari, drumuri, ca să ajungi la Praga. Și-a cam dat o tură. Așa și cu... Am luat subiect. Am luat un subiect care este cu trăgătorii de la Revoluție. Am găsit o carte groasă, scrisă de domnul Ursu, băiatul domnului Ursu, care a fost ucis în pușcărie. Un englezoi sau american și încă un istoric. A fost prima carte în care au început să o lasă mai moale cu poveștile la cu 40.000 de turiști sovietici sau 20.000 de turiști care au venit, au tras aici și așa mai departe. Nu. Domnesc securitatea a tras. Punct. Ei aveau de ce, planul, aveau și puștile și toate armele alea care au fost găsite și după aia mătrășite de procurorii care erau în slujba fostei securități. Și asta îți spun că era interesant, că după aia aveai și link-uri înspre în zona din de pe internet. Cu dovezile care mai puteau fi găsite, cu dovezile, cu declarații, cu explicații. O carte groasă de vreo 400 de pagini. Asta am făcut și am mai citit Harari. Știi, este un domn Harari care are 3 cărți bestselleruri, unul despre Homo sapiens, în fine, trecutul omenirii, unul despre viitorul ei, Homo Deus, și 21 de întrebări pentru secolul 21 se numește, la care am ajuns, adică pe asta nu citisem deloc. Și am studiat toată povestea asta și m-am gândit la ce spune omul ăsta. Unde pare tras de păr, unde nu pare. Unde, știi, până la urmă și astea sunt cărțile astea au partea bună, că nu, adică nu sunt consumeriste. Îți dau ocazia să ții tu pauza de publicitate când vrei și te poți gândi, poți gândi și poți să-ți imaginezi multe. Sigur că și la când citești Vinetul în Valea Morții, îți imaginezi America aia pe care și-a imaginat-o la rândul lui Karl May, care n-a fost în viața lui în America. Cam asta am citit și niște... Iar ieri am făcut chiar o înregistrare dintr-un cehu. Am fost invitat de doamna să fac un rol acolo. Am făcut rolul și a face un fel de montaj. Jocuri de actor. Dar ce te joci cu doamna? Vă jucați, aveți un șah, jucați un remi, jucați o tablă? Nimic din toate astea. Nu. Pur și simplu. Da, pur și simplu conviețuim, uneori ne certăm, alteori nu. Uneori iau ochelarii doamnei și încerc să citesc ceva, dar ea are plus 3, eu am plus 2, așa că merge mai greu. Nu știu, ne mai jucăm așa. Jocuri de casă. Ce film vezi? Ce filme vezi? Am văzut... ultimul pe care l-am văzut a fost o revedere, adică am revăzut filmul Sicario. Villeneuve e un domn care a făcut filmul Sicario, nu? Și pe care l-am văzut la cinematograf. Mi s-a părut foarte bun. După aia am mai văzut câteva. Bine, am văzut mai multe filme ale lui și am mai văzut încă un film după ce l-am văzut pe Sicario ăsta. Am văzut niște seriale. Am văzut un serial care mi-a plăcut cum era făcut așa. Nu știu dacă ai văzut Gomora? Nu. No. E un film, un serial Gomora, care făcut de italieni cu vreo 2 ani, 3 ani. Și foarte bine făcut despre mafia lor, dar destul de, adică nu-i proslăvea cum s-a întâmplat în majoritatea filmelor, inclusiv Once Upon a Time in America. Erau niște eroi destul de frumoși. Nu, aici erau niște jegoși, criminali nenorociți. Și acum a scos același scenarist, a mai făcut un serial care se numește 000.
Se întâmplă o parte în Mexic, o parte în Italia de sud și o parte prin America și pe drumurile, chiar și prin ceva cu ISIS. E drumul unui un transport de droguri, dar e foarte bine făcut, foarte bine jucat. Recomandabil de văzut serialul ăsta. Am mai văzut încă un serial care se numește Familia, ceva cu S și H, S, H, nu second hand, Ş. E un serial despre o familie de evrei habotnici, de aia cu perciuni, care trăiesc după reguli extrem de stricte. Și care, sigur, că, la urmă, ca orice serial, e scris bine, deștept. Sunt cam aceleași povești de la Dallas și de la Menix încoace, numai că se schimbă decorul, știi? Adică mai intri într-un spital, iată, la urgență sau urgența, cum se făcea, acum este acolo. Haine și alte, sigur, și cu niște amănunte în plus, evident. Dar e foarte bine făcut, bine jucat, minunat. Familia S, ceva cu S. Pe unul din canale. Văd că trăiești. Nu ți-e frică să trăiești pur și simplu? Nu, pur și simplu trăiești. Pur și simplu îți duci viața, văd. Nu ți-e frică de asta? Pentru că, iată, COVID-ul ăsta a retezat. Te-a redus la ființă. La ritual, la, poftim, la, ți-a redus spațiul, timpul ți l-a dat așa cum e. Te trăiești pe tine ca ființă, așa, cu două picioare, două mâini, cu capul tău, iată. Opțiunile sunt infinite, dar de fapt sunt tot ale tale. Cum te simți cu tine, de fapt? Mai e o genă frumoasă. Nu te sperii că trăiești? Nu mă speriu că trăiesc. Nu am frică de moarte. Uite, mama are frică de moarte. E frică. 86 de ani. Dar numai de la asta. Contează mult și asta, dar are... E înfricoșată să nu moară. Știi? Eu n-am asta. Nu știu ce să spun. Nefiind nici credincios în nicio religie, nu am nici alte probleme de a merge la biserică sau nu. Adică nu sunt credincios în sensul că merg la biserică de Paști și de Crăciun, ci în Paști și Cruce, cum a fost botezat. Asta sunt legătura cu moșii și strămoșii și părinții, nu că aș crede în așa ceva. Deci nu cred în niciun fel de religie. Deci nici problema asta nu am, pe care o au mulți. Nu, într-adevăr, bine, cum foarte, nu pot să repet cât de frumos ai spus tu mai înainte, dar într-adevăr sunt trăiesc ceea ce am de trăit acum. Așa e viața mea de acum. Eu încerc să mă bucur de ea. Repet, asta cu să mă bucur, să caut cât mai multă bucurie și plăcere în viață. Poate că asta este și scopul omului, să-și caute plăcere. Nu e scopul. Ce limite simți? Totuși, te simți pe tine ca ființă, repet. Corp, minte, n-ai unde să fugi. Te duci în grădină, să spun, maxim. Dar îți simți limitele alea groaznice. Spațiale. Da, simt. Care sunt alea? Ce... De ce te descoperi? Ce îți descoperi lipsă acum? Ce se descoperă, măi? Lucrurile sunt clare. Lucrurile care sunt clare și la... Și ce să le mai discut pe astea? Da, sigur, nu pot să merg la în pădurea Băneasa dacă aș vrea să mă duc cine știe pe unde. Am niște limite de deplasare, na. Dacă veni vorba de vinete, nu? Karl May a scris ăla dintr-o localitate mică din Germania, nu? Avem imaginația asta și
conștiința pe care le putem folosi, chiar dacă, nu? Sau oameni care au stat în pușcărie, Doamne ferește, nu? Ani de zile, zeci de ani de zile. S-au adaptat la ce era acolo, chiar și la mâncare. Și acum, de să mă adaptez, adică am grijă să nu mă îmbolnăvesc, stai puțin. Chiar nu e nicio... E greu să fii bolnav în ziua de azi. Nu vorbesc de coronavirus, vorbesc de o boală, ceva. Nu știu. Na, cum te mai vindești? Dar în rest, încă o dată spun, nu sunt desperados. Și știu, am credința că lucrul ăsta se va termina, cumva. Dar, sigur, vom intra într-o lume de alt tip. Am convingerea că se va întâmpla o schimbare, știi, ca în anul 1000. Și povestea cu anul 1000 am citit într-o carte. No. În anul 1000 s-a spus că va fi sfârșitul lumii. Bine, anul 1000 ăsta, Gregorian sau ce e el, nu știu exact cum se cheamă. Și atunci, mare parte din Europa au tot fost profeți care au spus, gata, vine sfârșitul lumii la anul sau la primăvară sau ceva, dar pentru că era o sumă rotundă, 1000, l-au luat în serios. Adică zvonurile astea au fost luate în serios și au început oamenii să se poarte mai moral, mai cu milă, să mai facă mai puține păcate, din ce moralitatea și regulile bisericii și a societății vremurilor. Așa că ăștia, cei mai cu putere, dar de regi sau oameni mai puternici, au început să fie mai, să mai lase crimele, să mai hăcuiască mai puțin, să omoare mai puțin, să facă mai multe lucruri de nefăcut. S-au pregătit un an, poate chiar mai mult de un an de zile. S-au pregătit timpul în rugăciuni, în mai domol cu orgiile și cu... Și după ce a trecut anul 1000, au mai stat ei ce au stat și au dat seama că n-a venit sfârșitul lumii, înseamnă că a trecut și anul 1001, n-a venit sfârșitul lumii, dar au rămas cu niște obiceiuri mai gingașe cu lumea din prejur, știi? Poate o cruzime, un grad de cruzime mai mică, un grad de moralitate mai înspre ce ne dorim de la om. Așa se va, probabil se va întâmpla și după pandemia asta. Se va schimba ceva. Poate chiar esențial și mult. Nu știm. Nu știe nimeni, după cum nu știe nimeni nici când se va termina. Nici când vom avea voie să mergem în pădure la Băneasă. Nimeni nu știe. Chiar dacă apar unii la televizor și ne spun câte ceva date fixe. Bar n-au. L-am lăsat la sfârșit pe cățel. Trebuie cățel. Să-mi spui despre el. Mă, cățel. Eu am avut căței tot în satul ăla. Același nume trecea prin... Mai, deci murea unul pe mea același nume. Următorul. Așa că mi-au plăcut. Știu că mi-aduc aminte clar cum îi pupam pe botul ăla rece și nu foarte plăcut, că, dar nu știu, mi-era drag de ei. Și mâțele avea botul ăla rece și cu toate astea le mai tăiam mustăți, eu știu ce mai le făceam. Chinuiam mâțele. Copiii sunt cruzi, toți. Sau în cea mai mare majoritate. După care n-am mai avut câini pentru că nu... Era cazul unde să am câini, la bloc, la în căminul IATC-ului, la Piatra Neamțului, să am, n-aveam câini. Aici, unde? În primul rând aveam casă și după aia, până am avut case, a mai trecut timpul. Și am refuzat câini, mâțe, la bloc. Nu mi se pare bine nici pentru ei, nici pentru mine. În plus, nu pot să-mi iau răspunderea, să am grijă de ei. Am, nu știu dacă ți-am auzit cu... Am avut zebre australiene. Pare că ți-am povestit. Nu. După ce figură ai făcut, nu ți-am povestit. Am avut zebre australiene. Zebre. Cum arată asta, zebre australiene? Unde le-ai avut? Zebrele australiene sunt o specie de păsări care de dimensiunea
dimensiuni mici, nu mari așa, de o palmă. Și care sunt drăguți așa, au zglobii și care dimineața când se trezesc ele scot niște zgomote de bucurie, așa de parcă cineva freacă geamurile cu ziare, dacă nu mai e la mod acum, dar mai de mult așa se frecau geamurile cu ziare și vorba ceva destul de vesel. Le-am primit de la o prietenă, mă rog, eram într-o asociație ecologică într-o vreme și făceam emisiuni și de tot felul de chestii și ele aveau și partea asta cu animalele și cumva am primit cadou astea, două, o pereche de zebre australiene. Am avut o cușcă și am plecat la Timișoara odată și zic, acum ce facem? Le luăm cu noi? Am gândit 4-5 zile, însă de acolo le-am pus apă și mâncare din belșug, ne-am întors în regulă, foarte bune. Erau acolo iarăși dimineața pe geamuri ziare. Iar am plecat la Timișoara după un timp. 11 zile. Zic, na, dacă au stat ele 6 zile, spune și 11. Le-am pus apă mai multă, poate mai multe de alea de apă, mâncăruri peste tot, aveau cutie mare, cușcă mare de aia, colivie, nu cușcă. Și când ne-am întors, le-am găsit cu picioarele în sus. Moarte. No. Și zebra și zebruiul. Acum, n-a fost un moment plăcut. Da, nici o nenorocire acum, stai puțin. Și am întrebat ce s-a întâmplat. Uite, aveau apă, apă era în continuare, mâncare aveau. S-a întâmplat așa că ele s-au scăldat în toate bazinetele unde aveau apă și dacă s-au scăldat, nu mai beau apă de acolo. Și au murit de sete. Nu știam ce cu ele. Deci ele beau numai apă proaspătă, cum caprele mănâncă numai dintre țepi, pentru că acolo e... N-au ajuns. Alea au fost animalele de companie, cum se numesc, pe care le-am avut în ultimii 30-40 de ani. Și acum s-a evit ocazia că doamna, una din fetele doamnei a vrut un cățel. Și cățelul a venit, fata doamnei a plecat la studii, cățelul a ajuns undeva pe la teatru și a trăit frumos la teatru. E, și acum s-a închis teatru. Și a venit cățelul acasă, care e probabil de cuvinte. El se crede pisică, nu prea latră. L-am zis plătând de vreo 2-3 ori în ultimele 3 săptămâni, dar așa, are un fel de mieunat. Are... E foarte cuminte. Ce nu-mi place e că miroase urât. L-am spălat, dar degeaba, după 3-4 zile iarăși miroase. Da, e drăguț, așa, ușor, ușor încep să prind drag de el. Cine știe. Cum îi zici? Cățel? Eu? Câine. Îi zici câine, foarte bine. Da, câine, du-te, sau vino, sau ceva. Și în general avem o relație mai știi, iau o pernă și dau așa azi. Să se ducă și mirosul și să duce și el un pic mai încolo și să uite la mine așa cu o privire. Nu știu de ce, pare că i-aș fi drag. Nu înțeleg de ce. Eu stau încruntat și vorbesc cu el, îi spun vorbe, nu urâte, dar așa, da, totuși, ceva serios. Îi dau sfaturi, ce să facă și cum să nu facă. Dar e... În fine, e fain. Dar ce e vagabond? Vagabond? Nu e vagabond, nu e tocmai chiar de... E un terier, dar am înțeles că terier european. Deci ar fi ceva, un fel de încrucișare, uh-huh, poate chiar corcitură. Dar nu, arată bine, ca pe pungile de mâncare de câini. E unul care seamănă. Chiar am văzut un film în care a apărut un câine fix, la fel ca ăsta. Bine, nu cu aceeași expresie, că totuși au expresii diferite. Dacă te pricep la câini, când te uiți la mutra lor, sunt puțin diferiți. Chiar dacă seamănă cu ca blană, ca nu. Ăsta are ceva cu niște dinți de jos băgați în față, să uite așa. Ai cu minte, uite, nu. În bucătărie nu vine. Când vede că se mănâncă, vine, stă și se uită. Nu face scandal, nu face un pas în plus, nimic. Foarte cu minte câine. Câine. Numele lui, de fapt, este câine de tradus în engleză. După ce te dor. Poftim?
Și ultima întrebare, de ce ți-e dor acum? De ce mi-e dor? Credeam că mă întreb de Tudor. Da, uite, un bun răspuns. E dor de Tudor? Ți-e dor de Tudor? Sigur, sigur, cum să... Dar unde e? El s-a dus încă din primele momente, s-a retras în apartamentul lui proaspăt renovat, cu o proaspătă bucătărie bine utilată. Și acum de vreo săptămână, poate chiar 10 zile, s-a apucat de gătit, fiind afon total. Și acum face mâncăruri la cuptor. Chiar aseară când am făcut mielul, am sunat pe el să-mi spună ce și cum să fac. Unde să apăs. Mi-a dat niște punturi, ca zic așa, despre friptura aia, cum trebuie făcută. Când și la câte grade. Care nu erau, nu scriau în carte. În carte scrie altceva. Vreau să mă induc în eroare. Dar el deja a făcut o grămadă de mâncăruri. Are emisiuni pe internet. Și eu am... Eu am refuzat, vezi, am refuzat. La Teatru Mic, colegii au început să facă, spună monologe, să facă emisiuni. Tocmai din nu știu, ceva nu m-a atras la asta. Singurul lucru pe care l-am făcut a fost să-mi... Eu am făcut audiobook-uri cu basme. Povești nemuritoare. Și am făcut câteva audiobook-uri, mă rog, se vând într-un magazin și le-am luat așa și să le pun câte un volum. Și au fost o scumpărat copiii părinții. Dacă ei ascultă, e o poveste fără frumos cu stea în frumos de Ioastră. Vino mai aproape. Spuneam că e o poveste făt frumos cu stea în frunte de Ioan Slavici. Știu. Pe care am pus-o săptămâna trecută. Da, da, da. Toate sunt crude. Dacă le treci prin furcile caudine ale moralei și ale moralității, ca toate ar trebui toate cenzurate, aruncate. Adică poți să spui așa ceva unor copii. Până și Scufița Roșie. Sunt două variante cu Scufița Roșie, una de Charles Perrault și una de frații Grimm. Te rog, nu începe să-mi strici bazmele. Lasă. Eu nu ți le stric, dar spun că sunt două variante. Deci la Perrault nu apare niciun fel de vânător. Bine, se duce lupul, o mănâncă pe bunica și gata. Ăla e spusitul, ăla e gata cu bazmă. Bun, da. Frații Grimm mai domnoși, așa. Mai europeni, ca zic așa, au pus și au dat un happy end Scufiței Roșii. Și cu asta mă vână, uite, și s-au pus volumul 2 și sper să le placă. Plus că, uite, la piață mai merg și după voce mă recunoaște lumea. Ceea ce e lucru de mândrie. Te recunosc după voce când... Da. Mărar și pătrunjel. Mărar și pătrunjel. A, și gata. Uite, ăsta e Claudiu. Da. Exact. La ghișee e perfect. Dar, într-adevăr, e o generație întreagă de oameni care au ascultat desene animate și mulți îmi spun că am crescut cu vocea dumneavoastră. Și sunt emoționați, efectiv, de întâlnire. Am jucat într-un serial în ultimul timp și după primul episod a fost de la comentarii de după. Și mă uitam și o să văd ce se comentează. Și era unul că e bun, altul că e prost, altul că nu știu ce. Și după vreo pagină de comentarii zice unul, mă, dar eu pe bătrânul pervers cu barbă, eu îl știu. Ăsta a dublat nu știu ce și dă un exemplu de serie, mă. Și după a început pagini în șir, au lăsat serialul, nu mai conta cine, ce și cum a jucat. A scris că ce a dublat bătrânul pervers cu barbă, știi? Și... Da, a fost măgulitor. Bătrânul pervers cu barbă. Așa era rolul. Da. De la mine. M-am prefăcut.
Asta e meseria, să ne prefacem.